Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta un surf care, după cum se poate observa, nu are niciun nod. Este prelucrat din Paulownia Cotevisa 2. Viloi vă prezint ca să-l vedeți pe toate fețele. Cum se poate observa, nu are absolut niciun nod. Niciun nod pe toată suprafața lui. Este obținut din acest lemn de categoria A, 4 fețe curate. Repet, fără niciun nod. Nu are niciun nod. Lemn uscat natural. O altă bucată de scândură din care se obțin aceste surfuri. El nu este prelucrat final, deci nu este gheluit, cum se spune în română. Și aici se poate observa partea aceasta galbenă, este îngălbenită de la soare. Da? Este uscat natural. Pentru această operațiune am vrut și am ținut să vă arăt această șipcă care este uscată natural, este culoarea ei naturală. Partea unde a fost deasupra și de sub scândură și șipci este albă. Partea unde s-a îngălbenit este arsă de soare și arată, după cum puteți observa, așa. Această șipcă este șipca din care practic se fac surfurile. Are 6 mm. O parte este finisată, semi-finisată și o parte este partea care a fost arsă de soare și uscat, cum se poate observa, uscat natural. Deci din aceste șipci se fac diferite produse. De la 6 mm în sus se fac aceste surfuri. Surful are niște ramfursări în centru. Ceea ce vreau să vă mai arăt este faptul că din aceste șipci care se debitează pentru a finisa acest surf, da? Aproximativ, sunt, după cum puteți observa, 2 șipci. Da? Uitați lățimea. Sunt finisajele de la surf. Dacă puteți observa, șipca noastră e un pic mai groasă pentru că are o parte nefinisată. Șipcile astea sunt finisate și au un jur de un pic mai mici decât a noastră. Deci, din 6 mm grosime și 10 lățime, 10 cm lățime, se obțin aceste surfuri care costă în jur de 1000 de euro bucata, fără TVA. Și se obțin aceste resturi din care se fabrică jucării pentru copii. Deci nu pierdem absolut nimic din lemnul de Paulownia Cotevisa 2 și după cum v-am prezentat aceste produse, până la urmă produsul finit este foarte important. Sunt 3 kg de material la acest surf. Un metru cub uscat are 300-310 kg. Din acest material de 3 kg finit, e clar că se mai pierd încă vreo, părerea mea, minim 2 kg ca să se obțină acest surf, dar din 5 kg de Paulownia Cotevisa 2 se obțin aceste surfuri care costă 1000 de euro și nu mai comentez nimic. Doar vreau să vă mai spun încă o singură chestiune. Aceste frunze care noi le vedem
aici, de la Paul Neacu Tevisa 2, stânga-dreapta, da? Sunt două ramuri, se poate observa, da? Sunt două ramuri care au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frunze. Este o ramură de aproximativ 1 cm care deja are 15 frunze. Toate aceste 15 frunze absorb bioxidul de carbon și emană oxigenul de care noi avem nevoie. Nu vreau să mai comentez că mă supăr și mă enervez și comentez doar că fără oxigen nu putem trăi. Trebuie să avem grijă ce facem, să avem grijă de natură și nu în ultimul rând banii noștri, uitați, ajung în produse finite, ajung să se prelucreze diferite produse și trebuie să înțelegem că este foarte, foarte important să plantăm. Nu neapărat paulonia, dar trebuie să plantăm copaci și să nu mai tem copacii. E ușor să furi din pădure, dar e mai bine să creezi păduri din care să câștigi cinstit. Vă mulțumesc!